Astrologia au vești bune, dar îi sfătuiesc pe nativii zodiacului să fie răbdători și înțelegători în privința anumitor persoane, mai ales când vine vorba de familie. Berbec. Pentru berbeci poate fi o zi complicată la capitolul sănătate, așa că fiți atenți la regimul alimentar care ar trebui să vă ajute să vă revitalizați. Taur. Taurii sunt încăpățânați, iar schimbarea nu face parte din planul lor. Totuși, veți face față unor situații dificile. Gemeni. Gemenii sunt invidiați pentru că sunt atenți și amabili, dar sunt critici și funcționează bine în momentele de stres. Rac. Racii au alergat prea mult după lucruri efemere care nu le aduc câștiguri pe termen lung. Este posibil să vă luați un concediu mai îndelungat. Leu. Leii primesc o ofertă foarte convenabilă și îi salvează într-o situație dificilă. Pe lângă asta, dacă v-ați forțat organismul zilele trecute, trebuie să vă odihniți. Fecioară. Nativii Fecioară vor fi dezamăgiți de o persoană din anturajul lor. Balanță. Balanțele vor să avanseze în carieră și iau tot mai în serios varianta unei schimbări. Scorpion. Unii vor trebui să lupte pentru a se bucura de bunurile care li se cuvin. Săgetător. Comunicarea este cheia zilei pentru săgetători. Ar trebui să dați cărțile pe față, să vă exprimați sentimentele față de partener. Capricorn. Capricornii se pot simți presați de către persoana iubită de a face următorul pas. Vărsător. Dacă vărsătorii își doresc să aibă succes, trebuie să fie mai fermi și mai hotărâți atunci când își exprimă ideile la locul de muncă. Pești. Peștii sunt șarmanți și vor topi inima unei persoane. Este o zi perfectă pentru nativii singuri să scrie o nouă poveste de iubire, relatează observatornews.ro.